Tărâmul nevăzut de Mircea Eliade. Într-o dimineață din toamna anului 1934, un comisionar mi-a adus o scrisoare destul de ciudată, adăugând că așteaptă răspunsul pe loc. Îmi scria o doamnă de al cărei nume Zerlendi nu auzisem niciodată, invitându-mă să o vizitez chiar în după-amiaza aceleiași zile. Era o scrisoare foarte corectă, excesiv de politicoasă, așa cum se obișnuia pe vremea părinților noștri, când o doamnă se adresa unui necunoscut. Am aflat că v-ați întors de curând din Orient și cred că v-ar interesa să cercetați colecțiile adunate de soțul meu, îmi scria, între altele. Mărturisesc că mă interesau foarte puțin, pe vremea aceea, cunoștințele pe care eram invitat să le fac pe temeiul acestui motiv, că am viețuit câțiva ani în Orient. Nu o singură dată am fost nevoit să renunț la o prietenie care altminteri se vestea agreabilă întru totul, pentru că nu acceptam să povestesc platitudini despre misterele Asiei, despre fachiri, miracole sau peripeții în junglă, amănunte senzaționale pe care tovarășul sau tovarășa mea se aștepta să le comentez. Scrisoarea doamnei Zerlendi pomenea însă de niște colecții orientale, fără să precizeze natura și obârșia lor, și asta a fost de ajuns să-mi deștepte curiozitatea. Mă interesa într-adevăr viața celor români care se lăsaseră stăpâniți de pasiunea pentru Orient. Ca să fiu sincer, trebuie să spun că mulți ani înainte de întâmplarea aceasta, descoperisem la unul din anticarii de pe cheiul Dâmboviței o ladă întreagă de cărți în legătură cu China, cărți care toate fuseseră îndelung studiate, adnotate și uneori chiar corectate cu creionul de cel care le cumpărase și a cărui semnătură o regăsisem pe pagina de gardă a celor mai multe dintre ele. Radu C. Acest Radu C. nu fusese însă un amator. Cărțile lui, care se află astăzi în stăpânirea mea, dovedeau că întreprinsese un studiu serios și disciplinat al limbii chineze. Într-adevăr, adnotase cele 6 volume de memoar istoric de Sese Mantien, în traducerea lui Edouard Chavanet, corectând toate greșelile tipografice din textele chineze, cunoștea clasicii chinezi în edițiile lui Couvreur, era abonat la revista Tung Pao și cumpărase toate volumele care apăruseră la Shanghai până la începutul războiului. Omul acesta m-a interesat de cum i-am reconstituit o parte din bibliotecă, deși nu i-am aflat multă vreme numele întreg. Anticarul cumpărase mai multe sute de volume prin 1920 și, în afară de câteva cărți ilustrate, pe care le vânduse imediat, nu găsise amatori pentru această colecție de texte și studii sinologice. Mă întrebam atunci, cine o fi fost românul acela care se apucase cu atâta seriozitate de limba chineză și de pe urma căruia n-a rămas nimic, nici măcar numele întreg? Ce pasiune obscură l-a purtat către tărâmul acela depărtat, de care nu voia totuși să se apropie ca un amator, ci a cărui limbă voia să o învețe, a cărui istorie se trudea să o pătrundă? Va fi izbutit el să ajungă vreodată în China sau a pierit înainte de vreme prin vreo băgăună a frontului? La unele din întrebările pe care mi le puneam, nedumerit și melancolic, răsfoindu-i cărțile acolo la anticarul de pe chei, aveam să primesc răspuns mult mai târziu. Un răspuns, de altfel, împletit el însuși în neașteptate taine.
Dar aceasta e cu totul altă poveste, fără nicio legătură cu întâmplările pe care încep a le scrie acum. Totuși, amintindu-mi de acest Radu C. și de alți câțiva orientaliști sau amatori de lucruri orientale care au trăit neștiuți de nimeni aici în România, m-am hotărât să primesc invitația doamnei necunoscute. În aceeași după-amiază am fost în dreptul casei pe strada S. Oprindu-mă în fața numărului 17, am recunoscut una din acele case pe lângă care nu puteam niciodată trece fără să nu încetinez pasul și să o spionez, dornic de a ghici ce se întâmplă înapoi a zidurilor îmbătrânite, cine viețuiește acolo și luptându-se cu ce destin. Strada S este chiar în centrul Bucureștilor, foarte aproape de Calea Victoriei. Prin ce miracol a izbutit să rămână neatinsă casa boierească de la numărul 17, cu grilaj de fier, cu pietriș în curte, cu sarcâm și castan crescuți în voie, strivind sub umbra lor o parte din fațadă? Poarta se deschidea greu și te întâmpina printre brazde cu flori bogate de toamnă, un bazin în care apa se uscase de mult și doi pitici cu capetele decolorate. Era parcă un alt văzduh aici, o lume care se stinsese cu încetul în celelalte cartiere mândre ale capitalei și care se păstrase aici cuvincioasă, fără agonia decreptitudinii și a mizeriei. Era o casă boierească de pe vremuri, dar bine păstrată. Doar umezeala arborilor vestejise prea de timpuriu fațada. Intrarea principală era apărată, cum se obișnuia acum 40 de ani, de un evantaliu de sticlă brumată. Câteva trepte de piatră înverzite de mușchi și purtând pe lături mari ghivece cu flori, duceau la o marchiză cu geamurile de sus colorate. În dreptul soneriei nu era nicio carte de vizită. Eram așteptat. O jupâneasă bătrână șchiopătând mi-a deschis îndată și m-a poftit într-un salon imens. De-abia am avut timp să-mi arunc ochii pe mobilele și tablourile care mă înconjurau, când dinapoi a unei uși de stejar a apărut doamna Zerlendi. Era o femeie care trecuse de 50 de ani, dar pe care a nevoie ai fi putut o uita dacă ai fi întâlnit-o măcar o singură dată. Nu îmbătrânea ca toată lumea această doamnă. Sau poate îmbătrânea asemenea femeilor din alte viacuri, înțelegând într-un chip tainic că prin moarte se va apropia de marea iluminare a tuturor înțelesurilor, iar nu de sfârșitul unei vieți pământene, de uscarea treptată a cărnii și topirea ei definitivă în pământ. Totdeauna am împărțit oamenii în două categorii. Cei care concep moartea ca un sfârșit al vieții și al trupului și cei care și-o înfățișează ca un început al unei noi existențe spirituale. Și nu încerc să judec un om pe care îl întâlnesc decât după ce aflu credința lui sinceră asupra morții. Cea mai mare inteligență și cel mai tulburător farmec mă pot, altminteri, păcăli. Doamna Zerlendi se așeză într-un fotoliu și mi-arătă cu un gest în care nu recunoșteam obișnuita familiaritate a femeilor de o anumită vârstă, un scaun de lemn cu speteaza înaltă. Vă mulțumesc că ați venit, vorbia. Soțul meu ar fi fost încântat să vă cunoască. Iubea și el poate mai mult decât i-ar fi încuvințat meseria lui de medic, India.
Mă pregăteam să ascult o lungă poveste, bucurându-mă că în acest timp voi putea privi cu atenție care să nu supere figura atât de ciudată a doamnei Zerlendi. Dar gazda mea se opri câteva clipe, apoi mă întrebă, plecându-și fruntea spre mine. Cunoașteți viața și scrierile doctorului Johann Hönigberger? Soțul meu s-a îndrăgostit de India prin cărțile acestui doctor Sas din Brașov. Moștenise și el probabil interesul pentru istorie, căci istoria a fost pasiunea întregii familii, dar a început să se ocupe de India când a descoperit lucrările doctorului Hönigberger. De fapt, câțiva ani a tot strâns material și a început chiar o monografie asupra acestui doctor Sas. Era el însuși medic și credea că poate scrie o asemenea lucrare. Mărturisesc că știam foarte puțin atunci despre doctor Johann Hönigberger. Îmi aminteam că citisem cu mulți ani înainte cartea lui principală într-o traducere engleză, singura care îmi fusese accesibilă la Calcuta. Mă ocupam pe vremea aceea de filozofia și tehnicile yoga și cercetasem cartea lui Hönigberger, mai ales pentru amănuntele asupra acestor practici oculte pe care, pare se, doctorul le cunoscuse îndeaproape. Cum cartea sa apăruse însă pe la mijlocul veacului trecut, suspectam pe autor de oarecare lipsă de spirit critic. Nu știam însă că doctorul acesta, care se bucurase de mare faimă în orientalism, descindea dintr-o familie de vechi brașoveni. Or, acum, tocmai amănuntul acesta mă interesa. Soțul meu a purtat o întinsă corespondență cu feluriți medici și savanți care îl cunoscuseră pe Hönigberger, căci, deși acesta murise în 1869 la Brașov, întors de curând din ultima sa călătorie în India, mai treau încă destui oameni care îl întâlniseră. Unul din copiii lui ajunsese magistrat la Iași. Era născut din prima căsătorie a doctorului, dar soțul meu nu a apucat să-l cunoască, deși a făcut dese călătorii la Iași ca să dea de urma unor hârtii. Fără voia mea, începui să zâmbesc. Mă uimea precizia amănuntelor biografiei lui Hönigberger pe care le cunoștea doamna Zerlendi. Probabil că mi-a ghicit gândul, căci adăugă. Lucrurile acestea îl interesau atât de mult pe el, încât mi s-au întipărit pentru totdeauna în minte. Lucrurile acestea și multe altele. Tăcu, deodată gânditoare. Am avut mai târziu prilejul să mă convin cât de multe și de precise lucruri știa doamna Zerlendi despre doctorul Hönigberger. O seară întreagă mi-a povestit numai despre prima lui ședere în India, după ce petrecuse vreo 4 ani în Asia Mică, 1 an în Egipt și 7 ani în Siria. Era ușor de înțeles că doamna Zerlendi cercetase în mai multe rânduri cărțile și manuscrisele soțului ei, ca și cum ar fi nutrit cândva dorința de a duce ea la bun sfârșit lucrarea întreruptă de el. Adevărul este că a nevoie te puteai sustrage farmecului misterios al acestui doctor Sas, doctor prin buna lui hotărâre, căci nu avusese oficial decât o diplomă de farmacist. Hönigberger își petrecuse mai mult de jumătate din lunga lui viață în Orient. Ajunsese într-un rând medicul curții, farmacistul, directorul arsenalului și amiralul Maharajahului Ranjit Singh din Lahore. Aventurier de mare clasă, Hönigberger nu fusese niciodată totuși șarlatan. Era un om cultivat în foarte multe științe profane și oculte
și colecțiile sale etnografice, botanice, numismatice și artistice au îmbogățit multe muzee ilustre. Ușor de înțeles de ce doctorul Zerlendi, pasionat cum era de trecutul neamului nostru și de istoria medicinei, și-a închinat atâția ani din viață reconstituirii și descifrării adevăratei biografii a lui Honigberger. Căci el ajunsese de timpuriu la concluzia, îmi mărturisea odată doamna Zerlendi, că viața lui Honigberger ascunde foarte multe taine, cu toate cărțile care s-au scris asupra lui. Bună oară nu-și putea explica ultima lui călătorie în India în 1858, când abia își mai ducea zilele, grav bolnav, cum se întorsese dintr-o expediție în Africa tropicală. De ce s-a mai întors Honigberger în India, zdrobit cum era, și de ce a murit îndată ce a pus piciorul în Brașov? Se întreba adesea soțul meu. De asemenea, așa numitele cercetări botanice ale doctorului în Cașmir, făcuse cu multe timp înainte, îi se păreau suspecte. El avea motive să creadă că, în realitate, Honigberger nu fusese numai în Cașmir, ci trecuse în Tibet sau, în orice caz, cercetase știința farmacopeii oculte într-una din acele mănăstiri din Himalaya și că anchetele botanice fuseseră numai un pretext. Oricum, astea le poți mai bine judeca dumneata, adăugase doamna Zerlendi. Trebuie să mărturisesc că, după ce întrecuseră pe sub ochi cărțile și documentele referitoare la Honigberger, adunate cu atâta grijă de soțul doamnei Zerlendi, am început să mă conving și eu că existența doctorului Sas e învăluită în mistere. Dar tot ce a urmat primei mele vizite în casa din strada S a întrecut cu mult taina lui Honigberger. M-am gândit atunci, reînceput doamna Zerlendi după o lungă pauză, că ar fi păcat ca toată munca aceasta să se risipească. Am auzit vorbindu-se despre dumneavoastră și v-am citit unele lucrări, mai ales cele referitoare la India și filozofia indiană. Nu pot spune că le-am înțeles pe de-a întregul, dar am înțeles un lucru, că mă pot adresa cu încredere dumneavoastră. Am încercat să mărturisesc că sunt măgulit, dar doamna Zerlendi continuă pe același ton. Sunt foarte mulți ani de când în casa aceasta nu intră aproape nimeni, doar câțiva prieteni care nu au pregătirea specială pe care și-o dobândise soțul meu, așa că biroul și biblioteca lui au rămas din 1910 neschimbate. Am lipsit și eu multă vreme din țară, iar de când m-am întors, m-am ferit să amintesc prea insistent de numele soțului meu. Colegii lui, medici, îl socoteau pe vremea aceea maniac. Biblioteca pe care am să vă arăt acum n-a văzut-o dintre cei care ar fi putut-o judeca decât o singură persoană, Bucura Dumbravă. I-am scris, cum v-am scris și dumneavoastră, că am o bogată colecție orientală și a venit, dar după lungi amânări. Cred că a interesat-o foarte mult. Îmi spunea că a găsit aici cărți pe care le ceruse cândva de la British Museum, dar n-a avut timp să o cerceteze pe îndelete. Și-a însemnat câte ceva și a făgăduit să revină după întoarcerea sa din India. După cum știți, poate, se ducea la un congres teozof în India, dar nu mai apuca să pună piciorul pe pământul românesc. La Port Said a murit. Nu știu dacă doamna Zerlendi dădea vreun târg secret acestei morți în pragul reîntoarcerii.
A tăcut iarăși, privindu-mă cu o deosebită atenție. Simțeam că trebuie să spun și eu ceva și i-am spus că misterul e atât de activ în existența noastră, încât nici măcar nu e nevoie să-l căutăm atât de departe, la Adyar sau la Port Said, bună oară. Doamna Zelendi nu mi-a răspuns. S-a ridicat din fotoliu și m-a invitat să o întovărășesc în bibliotecă. Traversând salonul, am întrebat-o dacă soțul ei fusese cândva în India. Greu de spus, șoptia șovăitoare, încercând totuși să zâmbească. Am văzut multe biblioteci de oameni bogați și cărturari, dar nici una nu mi-a furat inima ca aceea din strada S. Când s-a deschis ușa masivă de stejar, am rămas înmărmurit în prag. Era una din acele odăi uriașe care se întâlnesc rar, chiar în cele mai bogate case din viacul trecut. Ferestre mari dădeau spre grădina din spatele casei, perdelele fusese rătrase puțin înaintea noastră și lumina clară a amurgului de toamnă făcea și mai solemnă atmosfera acestei săli cu tavanul înalt, tapițată în cea mai mare parte cu cărți. O galerie de lemn înconjura o bună parte din bibliotecă. Erau poate 30.000 de volume, majoritatea legate în piele, din cele mai diverse ramuri ale culturii. Medicină, istorie, religie, călătorii, ocultism, indianistică. Doamna Zelendi m-a îndreptat direct către rafturile în care fuseseră adunate exclusiv cărțile în legătură cu India. Rare ori am întâlnit într-o colecție particulară cărți atât de prețioase și într-un număr atât de mare. Numai târziu, după ce am petrecut o după-amiază întreagă în fața rafturilor, acelora fără număr, mi-am dat seama cu adevărat ce comori se adăposteau acolo. Erau sute de volume de călătorii în India, de la Marco Polo și Tavernier până la Pierre Loti și Jacolio. Se vedea bine că doctorul Zelendi aduna orice fel de carte ce se tipărea asupra Indiei, căci numai așa îmi explic prezența și a anumitor scriitori farsori, cum era de pildă lui Jacolio. Erau apoi colecțiile întregi de la Londra, ca să nu mai menționez actele atâtor academii, sute de memorii savante asupra limbilor, literaturilor și religiilor din India. Tot ce se publicase de seamă în secolul trecut în domeniul indianismului se afla acolo, de la marele dicționar petersburghez până la edițiile de texte sanscrite apărute la Calcuta sau Benares. Marea mea surpriză au fost volumele de texte sanscrite. A început să studieze limba sanscrită în 1901, lămuri doamna Zelendi mirarea mea, și a învățat-o temeinic, atât cât se poate învăța departe de centrele vii ale limbii. Într-adevăr, se aflau acolo nu numai cărți elementare sau texte pe care le cumpără un amator, ci cărți pe care nu și le putea comanda decât un om care a pătruns temeinic secretele limbii sanscrite. Am întâlnit bună oară comentarii dificile ca Siddhanta Kaumudi, care dovedeau interesul pentru nuanțele gramaticii sanscrite, sau enormul tratat al lui Medaditi asupra legilor lui Manu, sau acele subcomentarii spinoase la textele vedantine care se tipăresc în presele din Allahabad și Benares, sau numeroase cărți asupra ritualurilor indiene. Îndeoseb m-a izbit prezența volumelor de medicină indiană și a tratatelor de mistică și ascetism. Știam din limitata mea experiență cât de profunde și de dificile sunt asemenea texte
care nu se pot înțelege fără un comentariu laborios și adesea sunt numai pe jumătate înțelese dacă nu sunt explicate oral de un învățător. Întorsei lui privirile către doamna Zerlendi. Intrasem în bibliotecă emoționat, bănuind că am să întâlnesc o bogată arhivă asupra vieții și operei doctorului Hönigberger și descopeream o bibliotecă de savant. Ajuns aici plecând de la Hönigberger, mă lămuri doamna Zerlendi, înțelegându-mi gândurile și arătându-mi un alt colț al bibliotecii unde curând aveam să întâmpin cărțile și documentele în legătură cu doctorul Sass. Dar când a avut timp să adune atâtea cărți și cum de le-a cercetat pe toate? Exclama eu, la fel de uluit. O bună parte le-a moștenit din familie, cărțile de istorie îndeoseg, adăugă ea. Restul le-a cumpărat singur, mai ales în ultimii 8 ani. A vândut câteva moșii. Rosti ultimele cuvinte zâmbind, dar fără nici cea mai mică părere de rău. Îl cunoșteau toți anticarii de la Lipska, Paris și Londra, continua ea. Și se pricepea să cumpere, e drept. Cumpăra uneori biblioteci întregi de la familiile orientaliștilor decedați. Dar, evident, n-a avut timp să le citească pe toate, deși în ultimii ani veghea aproape toată noaptea. Doar dacă dormea 2-3 ceasuri, asta i-o fi zdruncina sănătatea, spuse eu. A, nu, nu, dimpotrivă, răspunse doamna Zerlendi. Avea o putere de muncă uriașă și ducea și un fel de regim special. Nu mânca deloc carne, nu fuma, nu bea alcool, ceai, cafea. Parcă ar fi voie să mai adauge ceva, dar se întrerupse brusc și mă invită către celălalt capăt al bibliotecii, unde se afla colțul Hönigberger. După cum spusesem, erau toate cărțile doctorului Sass și foarte multe din lucrările care se publicaseră asupra vieții lui prodigioase. Într-un colț, o reproducere după gravura care îl înfățișa pe Hönigberger în costumul de sfetnic al lui Ranjit Singh. În cartoane, doctorul Zerlendi adunase nenumărate scrisori de la Hönigberger către învățații timpului său, copii după portrete și gravuri ale familiilor și contemporanilor săi, hărți pe care le reconstituise itinerariul tuturor călătoriilor lui Hönigberger în Asia și Africa. Răsfoiam melancolic toate documentele acestea, de a căror valoare aveam să-mi dau mai târziu seama, mirându-mă că un asemenea om a putut trăi în orașul nostru numai cu un sfert de veac în urmă, fără ca cineva să-i fi bănuit comoara pe care o adunase. Și de ce n-a scris cartea asupra lui Hönigberger? Întreba eu. Începuse să o redacteze, vorbi doamna Zerlendi după o lungă șovăire, dar a întrerupt-o brusc, fără ca să mărturisească vreodată adevăratul motiv. Cum v-am spus, a purtat o corespondență considerabilă căutând informații și documente inedite. Prin 1906, cu prilejul expoziției, a cunoscut pe un prieten al lui Constantin Hönigberger, fiul doctorului din prima sa căsătorie, care deținea câteva scrisori și mai multe hârtii, ajunse oarecum întâmplător în păstrarea sa. În aceeași toamnă, soțul meu s-a dus la Iași, de unde s-a întors destul de tulburat. Nu cred că dobândise chiar originalele, dar își luase copii după toate documentele acelea. Fapt este că de atunci a întrerupt redactarea operei lui și interesul i-a fost din ce în ce mai puternic concentrat asupra filozofiei indiene.
Cu timpul, Honigberger a căzut definitiv și în anii care au urmat, soțul meu s-a dedicat cu exclusivitate studiului limbii sanscrite. Zâmbind, îmi arătă peretele bibliotecii în fața căruia mă oprisem la început cu atâta uimire. Și nu va mărturisi niciodată ce l-a făcut să părăsească rodul unei munci atât de pasionate și al atâtor ani? Întreba eu. Mi-a dat mai mult să înțeleg, început doamna Zelendi, căci de la întoarcerea lui din Iași se făcuse mai tăcut. Mi-a spus odată că e obligatoriu pentru el să cunoască temeinic filozofia indiană și ocultismul ca să înțeleagă o anumită parte din viața lui Honigberger, care rămăsese până atunci obscură, înecată în legendă. În timpul când se apucase de limba sanscrită, a început să se intereseze și de ocultism. Dar acesta este un episod pe care îl cunosc destul de vag, pentru că soțul meu nu mi-a vorbit niciodată despre ultima sa pasiune. Am bănuit mai mult cât de aprig îl interesau studiile acestea după cărțile pe care le comanda neîncetat. Vă puteți convinge de altfel singur, adăugă doamna Zerlendi, îndemnându-mă către altă porțiune a bibliotecii. A nevoie, pot spune că surpriza mea a fost aici mai mare. Tot ce mărturisise doamna Zerlendi de la intrarea în bibliotecă, tot ce văzusem până atunci, alcătuiau atâtea surprize și nutreau nedumeririle mele cu atâta putere, încât am cercetat noile rafturi, mut, copleșit de mirare și admirație. Se vedea de la cea din tâi privire că doctorul debutase fericit în colecția sa de cărți oculte. Lipseau acele lucrări de vulgarizare pe care mai ales librăria franceză le risipea pe piață la sfârșitul veacului trecut. Lipseau chiar majoritatea cărților teozofiste, cele mai multe mediocre și echivoce. Nu lipseau cărțile uitate însă de fizionomie, astrologie și chiromancie. Mai târziu, când am avut prilejul să cercetez pe îndelete rafturile acestea, am descoperit opere extrem de rare. S-ar fi spus că un gând sigur și o țintă precisă îndemnaseră pe doctorul Zerlendi la adunarea acestei bogate biblioteci oculte. După cum mi-am dat seama treptat, nu lipsea niciun autor important, nici o carte de seamă. Fără îndoială că doctorul nu urmărise numai o informație de mântuială ca să-și asimileze punctele esențiale ale doctrinei și terminologia ocultistă, pentru a putea vorbi cu oarecare competență în biografia lui Honigberger pe care o pregătea. Cărțile lui îmi dovedeau că voise el însuși să se convingă de adevărul păstrat atât de bine ascuns în tradiția ermetică. Și tocmai acest viu interes al doctorului pentru ocultism, la care se adăuga pasiunea lui pentru filozofia indiană și îndeoseb pentru școlile secrete din India, mă făcuseră extrem de curios, mai ales că doamna Zerlendi lăsase să se înțeleagă că această nouă și ultimă pasiune a soțului ei se dezlănțuise în urma vizitei sale la Iași. Probabil că nu s-a mărginit numai la lecturi ocultiste, spuse eu, fără îndoială că domnul doctor a încercat și o anumită practică. Bănuiesc și eu, spuse doamna Zerlendi după câteva clipe de ezitare. Mie nu mi-a mărturisit niciodată nimic, dar ultimii ani i-a petrecut aproape tot timpul în acest birou sau singur la una din moșiile noastre din Oltenia. Cum vă spuneam, nu dădea niciodată semne de oboseală, cu tot regimul său aproape ascetic. Dimpotrivă, aș putea afirma chiar că se simțea mai bine ca înainte. Și cu toate acestea a murit, îmi spuneam eu, ascultând lămuririle atât de sfioase ale doamnei Zerlendi.
Se făcuse aproape întuneric în odaie și gazda o străbătu cu pași moi ca să aprindă luminile. Două policandre uriașe de care atârnau nenumărate vârfuri de săgeți de cristal inundară cu o lumină artificială prea puternică biblioteca. Nu mă înduram să plec și rămăsesem în fața rafturilor cu cărți de ocultism șovăitor. Doamna Zerlendi se apropie iarăși de mine după ce închise una din ferestre, cea care dădea într-un balcon de piatră, și trase o draperie de catifea verde-auriu. Acum că ați văzut despre ce colecție vorba începuia, vă pot mărturisi gândul meu întreg. Sunt ani de zile de când mă întreb dacă nu pot și eu o vină față de tot rodul muncii soțului meu, față de aceste sertare pline cu hârtii și scrisori adunate în timpul când era preocupat de biografia lui Hönig Berger. Nu știu cu precizie ce își propusese el să studieze în ultimii ani, dar cercetările pe care le întreprinsese, tot din nevoia de a-l înțelege mai bine pe Hönig Berger, porniseră. Când am auzit vorbindu-se despre dumneavoastră că ați petrecut atâția ani în India studiind filozofiile și religiile de acolo, mi-am spus că poate dumneavoastră știți ceea ce soțul meu își propusese să învețe și că viața lui Hönig Berger nu va prezenta pentru dumneavoastră secrete. Munca aceasta nu va fi fost zadarnică, adăugă doamna Zerlendi, ridicându-și ușor brațul către colțul Hönig Berger. Poate ați găsi interesant descris viața doctorului Sass, pe care soțul meu n-a putut să o sfârșească. Aș muri în păcată, continuă ea, știind că materialele soțului meu au folosit cuiva și că biografia pe care o visa el va vedea lumina zilei. Nu știam ce să răspund. Niciodată nu mă angajasem până acum într-o lucrare comandată dintr-un domeniu care nu mi-era familiar. Cam toate cărțile pe care le-am scris le-am compus în grabă, silit de nevoile vieții, dar totdeauna am scris după propria mea alegere, fie că începeam un roman sau un tratat filozofic. Simțeam însă că șovăiala mea nu se poate prelungi la nesfârșit. Doamnă, am început eu, sunt măgulit de încrederea pe care mi-o arătați și vă mărturisesc sincer că sunt fericit numai la gândul că voi putea reveni în această bibliotecă fără a vă stingeri. Nu știu însă dacă voi fi în stare vreodată să duc la bun sfârșit ceea ce a început soțul dumneavoastră. În primul rând, nu sunt medic și nu cunosc istoria medicinei din secolul XIX. Apoi, o sumă de lucruri care îi erau familiare soțului dumneavoastră mie îmi sunt de-a dreptul străine. Dar vă pot făgădui un lucru, că biografia lui Hönig Berger va fi scrisă și se va tipări. Aș putea căuta o colaborare din partea unui competent în tot ce privește medicina și istoria secolului XIX. La lucrul acesta m-am gândit și eu, spuse doamna Zerlendi. Dar importantă nu e partea medicală. Pentru asta se găsesc oricând colaboratori emeriți, ci partea orientalistică a biografiei. Dacă n-aș fi știut cât de mult dorea soțul meu ca viața și opera lui Hönig Berger să fie scrisă și de un român, căci biografii alcătuite de străini sunt destule, m-aș fi adresat unui specialist din Anglia sau Germania, unde Hönig Berger e îndeoseb cunoscut. Se opri brusc și, după o tăcere de câteva clipe, ridică privirile și mă privi în ochi. Și apoi, vă mărturisesc, mai e un lucru care poate vi s-ar părea prea personal. Dorința de a vedea scriindu-se biografia aceasta lângă mine. Sunt anumite episoade destul de obscure din viața acestui om, veți vedea, și nutresc mereu speranța că cineva mi le va lămuri într-o zi. Câtă dreptate avea
Doamna Zelenby, vorbind de acele episoade obscure din viața lui Johann Hönigberger, mi-am dat seama mai târziu, când am citit cu luare aminte manuscrisele și documentele adunate, clasate și adnotate de doctor. Am revenit în casa din strada S peste câteva zile și de atunci petreceam cel puțin 3 după amieze pe săptămână în bibliotecă. Toamna se prelungea nespus de frumoasă și caldă. Veneam aproape de ceasul 4 și rămâneam până seara târziu. Doamna Zelenby mă întâmpina uneori chiar în salon. De obicei însă ne întâlneam în bibliotecă, unde intra mult timp după ce eu mă așezasem la lucru, pășind cu aceeași grație discretă până aproape de biroul meu și întinzându-mi aceeași mână neobișnuit de palidă, ieșind dintr-o mânecă de mătase neagră. Îndată după ea venea jupâneasa bătrână cu dulceață și cafele. Doamna Zelenby nu lipsea niciodată când mi se servea cafeaua. Îți spunea fără îndoială că prezența ei nu mă va putea stânjeni în acel răgaz, când, lăsând deschisă mapa cu manuscrise din fața mea, întrerupeam pentru câtva timp lucrul. Cum merge? M-a întrebat întotdeauna. Credeți că ați putea face ceva cu hârtiile soțului meu? Lucrurile mergeau totuși destul de încet, poate și din vina mea, pentru că nu m-am mulțumisem să cercetez numai arhiva lui Hönigberger, ci paralel cu inventarierea ei, încercam să pătrund și eu în nenumărate rafturi cu cărți indianiste și oculte, operație care mă pasiona și care îmi răpea destul timp. După a patra vizită în casa din strada S, izbutisem să-mi dau seama de cât redactase doctorul din biografia lui Hönigberger. Manuscrisul definitiv se întrerupea odată cu reîntoarcerea lui Hönigberger la Alep prin 1822, unde doctorul Sass introdusese noile metode de vaccinare, dar se mai aflau câteva capitole în ciornă asupra celor 7 ani petrecuți de el în Siria. Toate acestea abia dacă alcătuia un sfert din biografia propriu-zisă, căci Hönigberger începea să fie interesant de abia după ce ajunsese la curtea lui Ranjit Singh. Despre celelalte epoci din viața doctorului aventurier n-am găsit decât material documentar, clasat cu grijă în cartoane ordonate cronologic. Pe fiecare carton fuseseră însemnate datele, localitățile și numărul de mărturii respective. Uneori, în dreptul unui an, se aflau semne de întrebare sau trimiteri la un alt dosar al pieselor apocrife. Pentru că doctorul Zelenby ajunsese la concluzia mărturisită într-o notă a primului capitol că multe afirmații ale lui Hönigberger, acceptate de biografii săi contemporani, se întemeiau pe date false sau pe documente falsificate cu bună știință mai târziu. Ce interes avusese Hönigberger să mistifice o existență care fusese într-adevăr fabuloasă, desfășurată sub semnul misterului și a aventurii, nu prea înțelegeam. N-ați ajuns încă la tainele de care îmi vorbea soțul meu? Mă întrebă odată doamna Zelenby. Mi-era greu să răspund. Bănuiam ce fel de lămuriri așteaptă bătrâna doamnă din partea mea și nu știam dacă am să-i le pot vreodată destăinui. Cazurile de moarte aparentă, de transă yoginică, de levitațiune, incombustibilitate sau invizibilitate la care se referea Hönigberger și pe care doctorul Zelenby le studiase îndeoseb, erau foarte dificil de explicat cuiva care nu înțelege teoretic posibilitatea lor de realizare. Iar în ceea ce privește călătoriile misterioase ale lui Hönigberger în Kashmir și Tibet, cercetările sale de farmacologie magică
Eventuala lui participare la anumite ceremonii inițiatice nu era nici eu lămurit. Doctorul Zerlendi, dacă aflase ceva precis asupra acestor episoade obscure, nu le însemnase în cartoanele biografiei sale. Taine. Taine întâlnesc la tot pasul, răspundeam eu evaziv. Nu m-am deprins încă a le desluși. Doamna Zerlendi rămânea lângă mine cu privirile pierdute câteva clipe, apoi se reculegea treptat și părăsea biblioteca cu pașii ei melancolici. Când întârzea mai mult de vorbă, mă întreba despre călătoriile mele în India, îndeosebi o interesau amănuntele despre mănăstirile himalaiene pe care le cunoscusem, lucruri despre care nu prea vorbesc bucuros. Niciodată nu mi-a mărturisit ceva despre viața ei, despre familia lor. Niciodată n-am aflat numele prietenilor ei, la care se referea uneori. Tot ce am descoperit în urmă a fost întâmplător. Venisem odată, 3 săptămâni după prima mea vizită, ceva mai devreme decât de obicei. Ploua în ziua aceea, o ploaie tristă de toamnă și jupâneasa bătrână mi-a deschis cu oarecare întârziere. Doamna Zerlendi era suferindă, mi-a spus. Totuși, eu puteam intra. Făcuse chiar focul în cămin. Am intrat cu sfială, biblioteca parcă se schimbase în lumina mucedă a ploii de toamnă. Căminul nu izbutea să încălzească odaia această uriașă. M-am apucat totuși de lucru cu înverșunare. Mi se părea că doamna Zerlendi și-ar simți alinate suferințele știindu-mă că lucrez într-o odaie vecină și că poate într-o zi destul de apropiată îi voi putea lămuri unele din tainele pe care le scormonise soțul ei. Jumătate de ceas după venirea mea, ușa de la bibliotecă se deschise și intră o doamnă tânără cu o țigară în mână. Nu părea deloc surprinsă că mă găsește acolo la birou cu mapele deschise în fața. Așadar, dumneata ești, exclamă ea apropiindu-se. M-am ridicat și mi-am rostit numele. Știam, mi-a spus mama, adăugă ea întreagăt. Să sperăm că o să ai mai mult noroc. Am zâmbit încurcat, neștiind prea bine ce vrea să spună. Apoi am început să vorbesc despre tot ce găsisem în legătură cu Honigberger. Tânăra mă privea cu oarecare ironie. Astea le-am aflat mai demult, întrerupse ea. Până aici au ajuns și ceilalți. Bietul Hans trecuse chiar mai departe, după câte se spune. Am privit-o, desigur, atât de uimit încât tânăra a început să râdă și a stins țigara într-o scrumieră de aramă și s-a apropiat de mine. Sau poate ți-ai închipuit că tainele acestea te-au așteptat pe dumneata un sfert de viac aproape ca să le dezlegi? Eroare, scumpul meu domn! Au mai încercat și alții. Tata era doar un bărbat binecunoscut și cazul lui nu s-a stins atât de repede în amintirea unui grup destul de întins de oameni de dinainte de război. Nu sunt responsabil de eroarea în care m-ați surprins, răspunse eu, silindu-mă să par cât mai puțin tulburat. Doamna Zerlendi a găsit de cuvință să-mi destăinuie numai anumite lucruri, trecând altele sub tăcere. Mandatul meu e de altfel limitat, adăugai zâmbind. Mă aflu aici ca să-mi dau seama de materialul documentar în legătură cu biografia doctorului Honigberger. Tânăra mă privi în ochi, parcă i-ar fi fost greu să mă creadă. O văzui atunci mai bine. Înaltă, subțire, aproape slabă, avea ochii arși de o lumină mocnită și gura nervoasă. Nu era deloc faldată și asta adăuga câțiva ani la cei peste 30 pe care îi avea. Bănuiam eu că mama îți ascunde anumite lucruri, începu cu o voce mai puțin crispată. Poate te-ar fi dezamăgit altminteri de la început,
spunându-ți că munca dumitale de astăzi a mai fost împlinită încă de alte 3 persoane. Cel din urmă era un ofițer german rămas în București după ocupație. Bietul Hans, îi spuneam noi, pentru că soarta lui a fost într-adevăr tragică, a murit într-un accident de vânătoare la o moșie a noastră. El pretindea că începe să înțeleagă tainele lui Honigberger, la care se referea tata, dar că știe prea puțin românește și că mai trebuie să învețe. Nu prea îmi dau seama ce legătură puteau avea tainele lui Honigberger cu perfecționarea lui în limba română. Părerea mea este că nici el nu aflase mare lucru. Tot ce îmi spuneți, începu eu, nu mă descurajează deloc. Dimpotrivă, mă leagă și mai mult de acest Honigberger, care până acum câteva săptămâni era pentru mine un simplu nume de călător aventurier. Tânăra zâmbi din nou și se așeză în fotoliul de lângă birou, continuând să mă privească scrutător. Mama se interesează mai puțin de Honigberger decât bănuiești dumneata, vorbi ea. Și are toată dreptatea, de altfel. O interesează în primul rând să afle ce s-a întâmplat cu tata. Mi-am dat seama de asta, o întrerupse eu, și pentru că n-am îndrăznit niciodată să o întreb pe dânsa, am să vă rog să mă lămuriți dumneavoastră. De ce a murit tatăl dumneavoastră și în ce împrejurări? Tânăra ezită câteva clipe, plecând fruntea. Parcă s-ar fi întrebat dacă îmi poate spune adevărul sau n-ar fi mai nimerit să-l aflu singur din altă parte. În cele din urmă se ridică încet din fotoliu și vorbi. Tata n-a murit. În orice caz, nu știm dacă și când a murit. În ziua de 10 septembrie 1910 a dispărut de acasă și de atunci nimeni nu l-a mai văzut și n-a mai auzit nimic de el. Am tăcut amândoi privindu-ne. Nu știam ce să spun, nu știam nici măcar dacă mărturisește adevărul întreg sau îmi ascunde anumite amănunte. Ea a deschis o tabacheră mică de ambru și și-a ales o țigară. Fără îndoială că a plecat în Orient, în India, spuse eu ca să rup tăcerea, pe urmele lui Honigberger. Asta ne-am gândit și noi, adică așa s-au gândit prietenii noștri, căci eu eram atunci în clasa a doua primară și nu prea înțelegeam bine ce se petrecuse. Mă întorsesem de la școală și am găsit pe toți agitați și îngroziți. Tata dispăruse în dimineața aceea sau poate în cursul acelei nopți. A voit probabil să plece pe neașteptate, spuse eu. Bănuia ce greutăți ar fi întâmpinat dacă și-ar fi mărturisit gândul cuiva. Firește, dar e foarte greu de admis că a putut pleca în Orient fără pașaport, fără bani, fără haine. Nu înțelegeam și a stărui. Adevărul este că tata a dispărut în înțelesul propriu al cuvântului și a dispărut fără ca să-și ia vreunul din costumele de haine, fără pălărie, lăsându-și toți banii în septarul biroului. Nu și-a luat niciun act, n-a scos pașaport și n-a scris nicio scrisoare mamei sau vreunui prieten. E foarte greu să înțelegi cât de misterioasă a părut dispariția aceasta pentru cei care au cunoscut împrejurările. Tata ducea de câțiva ani o viață destul de curioasă, aproape ascetică, nu vedea pe nimeni. Ziua și noaptea și le petrecea în această bibliotecă și în odaia lui de culcare, unde se odihnea numai 2 ceasuri pe noapte într-un pat de lemn, fără saltea și fără pernă. Umbla foarte sumar îmbrăcat, într-un pantalon alb, sandale și o cămașă de in. Acesta era costumul lui de casă, de altfel vara și iarna. Și în acest costum, în care n-ar fi ieșit în stradă, a dispărut. N-am putut afla dacă a dispărut în cursul nopții, plecând de-a dreptul de aici, din bibliotecă, sau după ce s-a retras la el în odaie.
Toată casa dormea la ora când, de obicei, își întrerupea el lucru. La 3 dimineața. Peste 2 ceasuri, la 5, se deștepta, își făcea dușul și rămânea multă vreme închis în odaia lui, meditând. Așa credeam noi, cel puțin, căci mamei nu-i spunea nimic. Se detașase de lume, de familie. Când îl întâlneam, rare ori simțeam că iubirea lui nu se stinsese, dar era o altfel de iubire. Și toate cercetările n-au dus la niciun rezultat? Întreba eu. Nu i s-a dat nicăieri? De urmă e de necrezut că un om poate dispărea așa, fără să lase niciun fel de urmă. Și cu toate acestea, lucrurile s-au petrecut întocmai. N-am găsit niciun semn care să trădeze pregătirile lui de plecare și aici, și în odaia de culcare, totul era în ordine. Pe biroul ăsta cărțile și caietele rămăseseră ca în fiecare seară. În iatac am găsit ceasul pe noptieră, cheile și portofelul cu mărunțiș. Ca și când ar fi dispărut în câteva clipe, înainte ca să aibă timp să-și adune lucrurile, înainte de a scrie un cuvânt de lămurire sau de iertare. Tânăra își întrerupse brusc destăinuririle și îmi întinse mâna. Acum că ți-am spus ce trebuia să știi de la început, mă duc. Te-aș ruga numai să nu pomenești nimic mamei despre convorbirea noastră. Ea are anumite superstiții și nu vreau să o mâhnesc, neținând seama de ele. A plecat înainte ca eu să capă destul curaj și să opresc, rugând-o să-mi lămurească atâtea episoade obscure din destăinuirea ei. Bunoară, cum de nu s-a vorbit mai mult pe vremuri de dispariția aceasta misterioasă sau ce se întâmplase cu ceilalți bărbați pe care doamna Zerlendi îi rugase să cerceteze biblioteca și despre care tânăra îmi spusese întreacăt că n-a fuseseră noroc. M-am așezat la birou oarecum amețit de tot ce ascultasem. Nu puteam lega gândurile. Priveam acum mapele din fața mea și cărțile care mă înconjurau din toate părțile cu un sentiment nou. Admirația de bibliofil și indianist lăsase loc unui complex a nevoie de precizat, în care se amestecau și teamă și neîncredere și fascinație. Parcă nu venea să cred, cuvânt cu cuvânt, tot ce îmi spusese vizitatoarea mea. Și cu toate acestea, la lumina destăinuirilor ei, înțelegeam sfiala bătrânei de a-mi vorbi deschis, grija pe care o avusese de a nu-mi pomeni niciodată de moartea soțului, curiozitatea ei a nevoie stăpânită. Îmi spuneam că dispariția doctorului Zerlendi păruse atât de neverosimilă pentru că, probabil, omul acela și-o pregătise timp îndelungat până în cele mai mici amănunte, ars de dorul de a ajunge în India și a rupe definitiv toate punțile cu viața lui de până atunci. Dar tocmai această plecare atât de meșteșugită, taina în care și-o pregătise, pasiunea lui totală pentru secretele Indiei, mă captivase. Nu auzisem până atunci de o asemenea încercare de a pleca brusc, fără rămas bun, fără scrisori de adio, fără a lăsa niciun fel de urmă. Față de tot ce auzisem, dosarul Honigberger încă deschis pe birou mi se părea prea puțin interesant. M-am îndreptat către rafturile cu cărți de indianistică, acolo unde știam că sunt și sertarele doctorului, cu manuscrise și fișe, dovada studiului lui de atâția ani. Am deschis primul sertar și am început să-l inventariez cu multă grijă, cercetând caiet cu caiet. Erau aici maculatoarele lui de exerciții sanscrite și cu melancolie am întâlnit temele și declinările cu care mă luptasem și eu cândva. Se vedea stângăcia doctorului în scrierea literelor sanscrite, dar răbdarea lui fusese fără îndoială enormă.
căci zeci de pagini întregi de maculator erau acoperite cu declinarea aceluiași cuvânt repetată cu îndărătnicie ca un pensum colegial.